Bună seara! Te întreb direct, a câștigat echipa mai bună în această seară sau ai simțit cumva că e un rezultat nemeritat pentru voi? Bună seara! Au câștigat, asta contează pentru ei, pentru noi am pierdut și nu contează cum, șefel, important e rezultatul. Ești afectat, ai avut două ocazii, mai ales în repriza secundă? Da, am avut și eu și toată echipa, am avut mai mult, am încercat să dăm mai mult, dar nu a vrut să intre astăzi. Ce crezi că s-a întâmplat? De ce crezi tu că nu s-a putut mai mult în seara asta? Dacă ar fi să găsești, zic că puteam să fim mai concentrați, să dăm mai mult și cu mai multă atitudine. Nu am greșit foarte mult, dar se putea mai bine. Ce înseamnă pentru un atacant ca tine? Știu că ai primit și câteva critici, că ai avea nevoie cam de multe, prea multe faze pentru a finaliza. Simți cumva că îți lipsește chestia asta, îți lipsește acolo, hai să spunem, și norocul, flerul ăla de atacant, pentru că tu ajungi foarte ușor la finalizare, ceea ce este o mare calitate, dar cumva în anumite faze parcă ai putea să te descurci mai bine. Ba, sincer, nu mi-aduc aminte toate fazele astea care ziceți, nu mi-aduc aminte doar una, să zicem, aproape clară și nici aia foarte clară, dar în rest nu știu. Și da, se poate, cu siguranță se poate face și mai bine, să fiu mai concentrat și să pe viitor să mă concentrez mai mult, să dau mai mult pentru mine. Cât de mult vă afectează înfrângerea asta pentru restul sezonului? Încă sunteți totuși în luptă pentru un loc 2, care nu e chiar rău dacă ne uităm puțin la ce coeficient avem și unde duce acel loc. Da, noi ne-am gândit mereu să jucăm meci de meci, să ne gândim la primul meci care o să-l întâlnim și de acum o să ne gândim tot așa. O să vedem meciul viitor cu Farul și tot așa. Nu ne gândim în lung și în larg, că nu mai sunt șanse. Deci ne gândim la Farul momentan. Lăsând totuși lupta pentru titlu deoparte, mă gândesc că dacă ar fi o parte bună, singura parte bună de la lucrul ăsta, este că nu mai aveți presiunea asta pe titlu. Adică cumva, poate, cine știe, este da, și ceva posibil, bine pentru... dar acum titlul este locul 2. Deci pentru toate 3-4 echipe titlul e locul 2. Deci locul 2 și locul 3. Deci ne luptăm între noi. Mulțumesc. Seară frumoasă.